Bună ziua! Astăzi l-am invitat alături de mine pe domnul Sabin Orcan, în opinia mea sinceră, unul dintre cei mai mari jurnaliști din România. A colaborat cu România Liberă, a avut câteva emisiuni, cred că și la B1, dacă nu mă înșel, nu? Da. Și este o plăcere extraordinară să colaborăm pentru acest proiect inedit care își propune nu să prezinte o realitate istorică, dar și un mesaj către noua generație. Titlul acesta al documentarului Ion Rațiu un om, cred că pune cel mai bine în cuvinte faptul că nu ne adresăm asupra unor lucruri concrete, cum ar veni, s-a născut în anul cu tare, a murit în anul cu tare, a făcut cu tare în anul cu tare, cu tare, cu tare, ci la o mentalitate. Așa că aș vrea, domnule Sabin, dacă puteți să ne dați o opinie pe care o aveți asupra proiectului acesta pe care îl demarăm noi. Da, în În primul primul rând, rând, eu am l-am avut avut șansa uriașă uriașă să-l să-l cunosc cunosc personal personal pe Ion pe Ion Rațiu, mă rog, așa așa pe pe fugă. fugă, L-am l-am cunoscut cunoscut mai mai bine bine pe pe Corneliu Corneliu Coposu, Coposu, pe pe Ion Ion Diaconescu Diaconescu și și tânăr tânăr fiind fiind în în anii anii aceia, aceia, eu eu am am făcut făcut parte, parte, de de fapt fapt singurul singurul partid partid din din care care am am făcut făcut parte parte vreodată vreodată a a fost fost PNCCD, la PNCCD, la tineretul tineretul Țărănist, Țărănist, de de unde unde au au plecat plecat mulți mulți oameni oameni de de calitate calitate și și cred cred că că pentru pentru mine mine Ion Ion Rațiu Rațiu a a fost fost mai mai mult mult decât decât doar doar o o figură figură politică. politică. De De altfel, altfel, mă mă gândeam gândeam zilele zilele astea, astea, fără fără nicio nicio legătură legătură cu cu acest acest dialog dialog al al nostru, nostru, mă mă gândeam gândeam la la un un titlu titlu al al lui lui Ion Ion Rațiu. Rațiu. Am Am aici aici în în bibliotecă bibliotecă o o carte carte editată editată în în anii anii 90 90 în în România, România, dar dar ea ea scrisă scrisă prin prin anii anii 50 50 de de Ion Ion Rațiu Rațiu în în exil, exil, pentru pentru că că el el a a trăit trăit până până în în 1989, 1989, din din perioada perioada celui celui de-al de-al doilea doilea război război mondial mondial în în exil exil în în Marea Marea Britanie, Britanie, o o carte carte care care se se numește numește Moscova Moscova sfidează sfidează lumea. lumea. Și Și mă mă gândeam gândeam la la titlul titlul și și conținutul conținutul acelei acelei cărți cărți chiar chiar acum, acum, zilele zilele trecute, trecute, când când vorbeam vorbeam despre despre situația situația asta asta în în care care Moscova Moscova chiar chiar sfidează sfidează lumea lumea civilizată. civilizată. Deci Deci Ion Ion Rațiu Rațiu a a fost fost mai mai mult mult decât decât doar doar un un politician. politician. Aș Aș zice zice că că a a fost fost un un om om de de stat, stat, dar dar a a fost fost și și un un intelectual, intelectual, un un simbol simbol pentru pentru noi noi tinerii tinerii din din această această generație, generație, care care în în 1989 1989 eu eu aveam aveam fix fix 20 20 de de ani. ani. Am Am intrat intrat în în presă presă în în 1990. 1990. Și Și am am trăit, trăit, să să spunem, spunem, la la cald. cald. Eram Eram tânăr tânăr reporter reporter la la un un ziar ziar local. local. Am Am trăit trăit la la cald cald evenimentele, evenimentele, nu, nu, mineriadele mineriadele care care s-au s-au succedat. succedat. Există Există câteva, câteva, să să spunem, spunem, fragmente, fragmente, episoade episoade de de care care îmi îmi aduc aduc aminte aminte din din biografia biografia lui lui Ion Ion Rațiu, Rațiu, care, care, atenție, atenție, era era septuagenar, septuagenar, avea avea peste peste 70 70 de de ani ani în în 1989 1989 și și la la începutul începutul anului anului 90 90 a a venit venit în în România România și și a a reînființat reînființat alături alături de de Corneliu Corneliu Coposu Coposu Partidul Partidul Național Național Țărănesc Țărănesc Creștin-Democrat. Creștin-Democrat. A A participat participat la la toate toate demonstrațiile demonstrațiile anticomuniste anticomuniste ale ale PNCCD, PNCCD, braț braț la la braț braț cu cu Corneliu Corneliu Coposu. Coposu. A A participat participat la la alegerile alegerile din din 10 mai 1990, 10 mai 1990, unde, unde, din din păcate, păcate, a a luat luat doar doar 30 30 ceva ceva 4% 4% din din până până 4% 4% din din voturile voturile românilor, românilor, el el venind venind dintr-o dintr-o cu cu totul totul altă altă lume. lume. Unul Unul din din episoade episoade are are legătură legătură chiar chiar cu cu aceste aceste alegeri alegeri care care au au fost fost numite numite din din Duminica Duminica Orbului. Orbului. Este Este episodul episodul dezbaterii dezbaterii televizate, televizate, organizată organizată de de televiziunea televiziunea română, română, singura singura televiziune televiziune existentă existentă în în acel acel moment, moment, care care manipula manipula în în favoarea favoarea FSN-ului FSN-ului și și a a lui lui Ion Ion Iliescu. Iliescu. Și Și în în această această dezbatere, dezbatere, care care până până la la urmă urmă s-a s-a făcut, făcut, au au luat luat loc, loc, să să zicem zicem așa, așa, principalii, principalii, nu, nu, candidați: candidați: Ion Ion Iliescu, Iliescu, Radu Radu Câmpeanu Câmpeanu de de la la PNL PNL și și Ion Ion Rațiu Rațiu de de la la PNCCD. PNCCD. Și Și țin țin minte minte că că un un schimb schimb de de idei idei a a fost fost acolo. acolo. Cu Cu ce ce vin vin ei ei nou, nou, au au fost fost întrebați întrebați de de moderator, moderator, și și Ion Ion Iliescu Iliescu a a spus: spus: trebuie trebuie să să fie fie liniște liniște și și să să salvăm salvăm sistemul. sistemul. Deci Deci preocuparea preocuparea lui lui Ion Ion Iliescu Iliescu era era sistemul, sistemul, sistemul sistemul comunist. comunist. De De bună bună seamă seamă că că el el s-a s-a perpetuat perpetuat în în vreme, vreme, ci ci Ion Ion Rațiu Rațiu a a dat dat celebra celebra definiție definiție pe pe care care o o folosim folosim și și astăzi astăzi a a democrației. democrației. Mă Mă rog, rog, inspirată, inspirată, că că nu nu e e inventată inventată de de el, el, e e o o parafrază parafrază la la un un gânditor gânditor nordic, nordic, și și anume, anume, chintesența chintesența democrației democrației e e că că voi voi lupta lupta până până la la ultima ultima mea mea picătură picătură de de sânge sânge pentru pentru ca ca tu tu să să ai ai dreptul dreptul să să nu nu fii fii de de acord acord cu cu mine. mine. Adică Adică vă vă dați dați seama, seama, un un om om cu cu papion papion trăit trăit în în Marea Marea Britanie, Britanie, fost fost diplomat diplomat de de carieră, carieră, absolvent absolvent de de Cambridge, Cambridge, care care venea venea și și le le spunea spunea românilor românilor că că trebuie trebuie să să ai ai dreptul dreptul să să nu nu fii fii de de acord acord cu cu celălalt, celălalt, în în vreme vreme ce ce toți toți ceilalți ceilalți fanii fanii lui lui Ion Ion Iliescu Iliescu strigau strigau moarte moarte intelectualilor intelectualilor și și așa așa mai mai departe. departe. Deci Deci venea venea dintr-o dintr-o cu cu totul totul altă altă lume. lume. Cred Cred că că am am avut avut o o șansă șansă istorică istorică pe pe care care sigur sigur că că am am ratat-o. ratat-o. Nu Nu eram eram pregătit pregătit pentru pentru Ion Ion Rațiu, Rațiu, să să spunem spunem asta. asta. Eu Eu l-am l-am votat, votat, dar dar mulți mulți alți alți români români erau erau pregătiți pregătiți pentru pentru gândirea gândirea
lui Ionuraciu. După care Ionuraciu a devenit, să spunem, nu doar un polițian, un intelectual, fondatorul ziarului Cotidiano. Din păcate, ca și România Liberă, și el a ajuns pe mâini nu tocmai fericite. Nicolae Raciu, de altfel fiul lui Ionuraciu, s-a declarat și el dezamăgit de ce a ajuns Cotidiano și de ce s-a întâmplat cu moștenirea lui Ionuraciu și ce s-a întâmplat și cu PNCCD, dacă vreți, care zilele trecute îi dădea medalia Iuliu Maniu lui Liviu Dragnea, adică o culme a blasfemiei. Dar e clar că a rămas în conștiința mea și bănuiesc că și a altora din generația mea, ca un om deosebit venit dintr-o altă lume, o lume a civilității. Mai am o imagine extrem de, pe care o puteți găsi și pe internet. Au fost mai multe mineriade în România, poate tinerii din ziua de azi nu mai și-aduc aminte, dar au început cu cele din 1990, cea mai sângeroasă, evident, cea din iunie 90, dar după care a mai fost o mineriadă în urma căreia a picat guvernul roman, mineriada din 1991, așa, și la care minerii, deși li se promisese că va fi demis guvernul roman și făcuseră practic un pact cu Ion Iliescu, s-au dus totuși, au intrat pe neașteptate în sediul Camerei Deputaților și este o imagine celebră cu Ionuraciu la tribună, înconjurat de mineri, da, cu lămpași și cu care cu arme cu rânci și le-a cerut în repetate rânduri Ionuraciu, care era un tip foarte delicat, avea papion și le-a cerut în repetate rânduri să plece de acolo spunându-le: acesta este templul democrației. Nu aveți ce căuta aici, lăsați-ne să ne facem treaba. Adică asta arată că era un om curajos, nu doar un intelectual, un om, un autor de cărți interesante, care pot fi recitite cu plăcere și astăzi, mai ales în situația asta cu războiul din Ucraina, dar era și un om demn, care înțelegea foarte bine care e rolul unor instituții precum Parlamentul într-o democrație și care a militat totdeauna pentru civilitate în politică, pentru bun simț, pentru respectarea valorilor minimale pe care trebuie să se bazeze orice societate democratică. Legat de alegerile din 90, vreau să vă întreb dacă spuneați că era într-adevăr un om la papion și oarecum detașat în imagine de realitățile din România, dacă echipa de campanie sau dacă dumnealui au gândit puțin greșit campania asta și nu s-au poziționat în spiritul vremii acelea, oamenii nefiind oarecum pregătiți pentru un astfel de discurs. Bine, după care era la papion, dar să spunem și asta, Ionuraciu fiind descendentul unei familii ilustre din Transilvania, este o imagine la fel celebră, o puteți căuta pe internet, în care Ionuraciu apare la costum și la papion, dar deasupra costumului are o mițoasă din asta de cioban din Apuseni. Adică Ionuraciu nu era așa un sclifosit, dar ăsta era obiceiul lui, el a introdus papionul, care până la urmă papionul era un semn așa aristocratic al politicii românești. Nu cred că ținea cont de asta Ionuraciu, avea 70 și ceva de ani, nu cred că îi mai putea spune un consultant, și oricum nu venise să facă aici avere sau mai știu ce lovitură să dea. De altfel, vă spun un lucru interesant despre viața lui Ionuraciu, nu știu dacă se știe, sau bine, cei care au citit biografia probabil știu asta. Ionuraciu, refugiat în perioada celui de-al doilea război mondial, după lovitura de stat antoneștiană la Moscova, împreună cu Viorel Tilea, care era de altfel rudă cu el, un mare diplomat român, și el a trăit în exil în Marea Britanie, s-a căsătorit cu doamna Elizabeth Pilkington, care a devenit Elizabeth Raciu, fiica a unui membru al Camerei Lorzilor. Și socrul lui i-a spus la un moment dat lui Ionuraciu: dacă vrei să faci politică, uite, ești tânăr, ai fost diplomat, trebuie să renunți la cetățenia română ca să devii cetățean britanic și vei putea deveni un polițian de succes. Și Ionuraciu a refuzat, luptând toată viața, înființând organizații anticomuniste, Uniunea Românilor Libere, etc., în exil. Dar ce e foarte important este că Ionuraciu a păstrat, dacă vreți, acest papion, era o notă a locului din care vine. El era un aristocrat, nu era doar. Dar, repet, există această poză celebră cu papion și cu mițoasă pe deasupra, care e un fel de îmbinare a aristocrației englezești cu, să zicem, portul popular din Ardeal. Mie mi s-a părut asta un om cu umor, un om savuros. Și nu mi s-a părut deloc că era strident, era altceva, nu eram noi pregătiți. Noi, mă vorbesc că eu l-am votat și sigur câteva sute de voturi la mine în Buzău, l-au votat câteva zeci de sute de mii de oameni, a fost o prezență foarte mare, dar n-a semnat nimic la scara României. Spuneați de această
implicarea care ați avut-o la Buzău în timpul campaniei electorale din 90. Știu că... Da, N-am fost implicat. Eu am terminat armata la Parașești cu câteva săptămâni înainte de alegerile din 1990. N-am apucat să fiu implicat, nu eram încă implicat nici în politică, nici în presă, dar am asistat ca martor, ca cetățean la tot ce se întâmpla atunci. Și evident Buzău era și a fost multă vreme un județ roșu în care feseniștii de atunci au defilat. De altfel, la Mineriad au venit și niște trenuri trimise de un prefect, șef al județului, cum să-l numim, devenit celebru ulterior, Ion Vasile, era un fel de baron local al anilor 90. Mă rog, a murit între timp. Ion Vasile a fost, să spunem, în primii ani după Revoluție, cel care dicta în Buzău tot ce se întâmpla și a trimis el la Mineriala din 90 niște autobuze cu muncitori din fabrici ca să-i ajute pe mineri să curețe capitala de demonstranți anti-FSN și de intelectuali, nu, până la urmă. Dar Ion Vasile, la un moment dat, a venit în județul Buzău, l-am și cunoscut, l-am cunoscut și la sediul PNSCD ulterior. Au venit și au făcut o vizită și el și Cornel Coposu, la un moment dat, cred că și Constantin Ticu Dumitrescu, mai mulți oameni din conducerea PNSCD, la penitenciarul de pedeapsă din Râmnicu Sărat, care aflu anul ăsta cu mare bucurie, a zice, că va fi în sfârșit, va fi transformat în muzeu, a fost lăsat în paragină. Este penitenciarul în care au făcut închisoare de exterminare. A făcut, între alții, Ion Mihalache, unul dintre cofondatorii Partidului Național Țărănesc, învățător de meserie, el fiind cu particula țărănesc din Partidul Național, că s-a unit Partidul Țărănesc al lui Ion Mihalache cu Partidul Național al lui Iurmaniu și a fost ținut în izolare totală. În acest penitenciar a fost închis și Corneliu Coposu, în izolare totală, de unde a ieșit cu câteva zeci de kilograme, el fiind fost boxer, campion universitar la box, și a ieșit cu câteva 50 de kilograme. Un om care era foarte înalt, Corneliu Coposu. Adică a fost o închisoare grea acolo de exterminare, practic o închisoare de exterminare. Trebuie să amintim că și acum se păstrează memoria asta prin faptul că în Râmnicu Sărat este o troiță, cred că o știți, mai mult ca și știu. Am asistat la instalarea acelei troițe și acolo au venit mulți, a trecut la un moment dat și majestatea sa regele Mihai, când i s-a permis să vină în România, s-a oprit acolo în drumul lui spre Moldova să viziteze mănăstirile din Moldova, s-a oprit la acea troiță și la Râmnicu Sărat, s-a rugat în pentru martirii anticomuniști care au fost asasinați acolo, pentru cei care au fost închiși și au suferit torturi, cum a fost și Corneliu Coposu. Și vă spun că Ion Rațiu era alături de ceilalți, era, dacă vreți, o pată de culoare, venit din această, nu? Din această zonă a democrației parlamentare, care e Marea Britanie, într-o țară care de-abia buchisea tainele democrației după vreo 50 de ani de dictatură, că am avut dictatură și sub, nu, cum e celebrul titlu, sub trei dictaturi. Am avut mai multe dictaturi și atunci, în 90, erau de-abia zorii democrației, nu prea știam noi cu ce să mănâncă asta, iar Ion Rațiu a venit și a făcut multe în sensul ăsta, încercând să insufle societății românești prin ziarul pe care l-a fondat, prin PNCCD, prin aparițiile lui publice, prin cărțile pe care le-a publicat, a încercat să insufle societății românești gustul ăsta al democrației autentice. Tot legat de Buzău, știu că a amintit un incident în cadrul dezbaterilor. Asta e un incident celebru la aceste dezbateri. Povestea este așa, vă spuneam mai înainte că ce să-l voteze românii pe Ion Rațiu, că îi de-abia primiseră cadou portocale și pui. Știți că înainte de 1989 astea se dădeau pe cartelă, iar portocalele erau marfă de contrabandă sau bananele. Și Iliescu, primul lucru când s-au deschis atunci granițele, a fost să importe niște vapoare de banane portocale și le-a dat românilor, le dădea niște pachete cu... Și este acest incident celebru, e aproape o scenă de roman
suprarealist, în care Ion Rațiu vine la Buzău, îi se permite să țină în balconul Palatului Comunal, care este sediul primăriei de astăzi, dacă e o clădire interbelică foarte frumoasă, așa ca un palat, cu un balcon, îi se permite în piața Dacia din Buzău, piața centrală din Buzău, să țină un discurs de acolo și vin câțiva simpatizanți, pentru că au existat câțiva oameni inițiatori, oameni bătrâni, trecuseră prin pușcării, simpatizanți ai PNZCD, și au venit acolo câțiva curioși, câțiva simpatizanți, s-au oprit și oameni, care au fost înconjurați la un moment dat de o mulțime de haidamaci trimiși de Ion Vasile, care știi, nu, știți, era povestea n-ai mâncat salam cu soia, și au aruncat în el, în Ion Rațiu, cu ce au avut de la ouă, portocale până la pui, da? Deci pui congelat. Adică, vă dați, oamenii care cu 3 luni înainte n-aveau ce mânca, acum aruncau cu portocale în orașul. Și de frică că va fi bătut linșat, pentru că oamenii au încercat să forțeze sediul primăriei, el a fost luat de un polițist, sper că pot să-i dau și numele, nu o să supere că e pensionar acum, soția lui a lucrat în magistratură, el fiind un, mă rog, fost milițian, polițist ulterior, dar un om... aș zice, de bună calitate umană. Și care a înțeles riscul ca Ion Rațiu să fie linșat de acești haidamași trimiși de Ion Vasile, de cine erau de FSN acolo, și l-a luat într-o mașină, s-a plecat spre sediul poliției, acești oameni s-au îndreptat spre sediul poliției, care nu e departe de centrul ăsta cu Palatul Comunal, trece chiar și pe strada unde era redacția la care am lucrat vreo 10 ani, redacția ziarului Opinia din Buzău, primul ziar anticomunist din Buzău și antifesenist, și au trecut pe stradă și s-au dus la sediul poliției. Și acolo au încercat să intre, să pătrundă în sediu. Acum, cu câteva luni înainte, chiar pătrunseseră, nu la Revoluție, unii dintre ei. Și au încercat și acest ofițer de poliție, o să-i dau numele, Duican se numește, a fost foarte inteligent și a reușit să facă o manevră și să-i păcălească, să plece cu o mașină și l-a învelit cu o pătură. Deci eu, Rațiu, cu papionul lui, a stat culcat pe bancheta din spatea unei Dacia 1300, învelit cu o pătură ca să nu-l vadă ăștia, și la volan era Duican, nu era mașină de poliție, nu era inscripționată. O Dacia 1300, cred că era probabil mașina personală a polițistului respectiv, și l-a salvat practic de la o potențială linșare pe Ion Rațiu. Și pentru asta, cel puțin, acest polițist, de asta i-am și dat numele, merit, nu știu, cred că trăiește, e mai în vârstă, e pensionar, n-am mai vorbit de mulți ani cu el, dar pentru asta merită toate aprecierile, pentru că a făcut un gest curajos, pentru că risca și el să fie bătut, erau sute de oameni, unii dintre ei înarmați, care vreau practic să-l nișeze pe orașul. Asta e povestea pe care am aflat-o de la martor ocular. Oameni, am stat de vorbă cu polițistul, am stat de vorbă cu oamenii din Palatul Comunal. Dar asta arată tensiunea și atmosfera cu care au întâmpinați atunci cei care vreau să spună ceva în politică. Atunci și riscurile. Și riscurile. Să primești o bâtă în cap la propriu dacă spuneai ceva ce nu convenea regimului. Da. Spuneați la un moment dat că aveți o simpatie foarte mare față de acest partid istoric, PNţ-ul, care nu este la fel cum era atunci sau în perioada interbelică cu cel care este acum. Și vreau să vă întreb, de ce credeți că a evoluat așa? Până la urmă, Ion Rațiu, când a venit în România, a venit și cu această echipă care făcea parte și Ion Varlam și Alexandru Herlea, pe care cred că probabil îi cunoașteți sau ați auzit de ei, care făcuseră parte din Uniunea Mondială a Românilor în Libertate și aveau niște idei democratice și constructive. Da, cred că în ciuda disensiilor care sunt în orice partid și a facțiunilor, eu am asistat la aceste discuții, de altfel la moartea lui Corneliu Compusu ne-am dat demisia mai mult, nu sunt singurul, unul dintre ei este prietenul meu, Marius Bosan, care era liderul tineretului Universitar Național Țărănesc. Ne-am dat mai mult demisia din partid după moartea lui Corneliu Compusu, pentru că în partid au apărut, hai să spunem, niște facțiuni care puseseră mâna pe putere. Sigur, îl apreciez pe Ion Diaconescu pentru ce a încercat să facă după, dar Ion Diaconescu a pierdut, să spunem, nu avea, dacă vreți, strategia, instinctul politic, mai bine zis. N-avea instinctul politic al lui Corneliu Compusu, și nu a fost capabil să țină partidul în frâu și după, mă rog, dispariția, ieșirea din scena publică a lui Ion Diaconescu,
Partidul a încăput pe mâna unor personaje care nu aveau nici abilități politice și practic aveau cu totul alte interese. Nu o să le dau numele acum. Cert este că a ajuns pe mâna acelor oameni, a decăzut din rău mai rău. După, sigur, primarul Ciuhandu, care a încercat el să facă câte ceva, dar nu poți fi liderul unui partid național de la Timișoara, cu părere de rău, acolo poți să faci politică locală ca primar, aici trebuia un lider național. A ajuns la domnul Miluț, dacă îmi vine aminte, om de afaceri, după care a ajuns la actualul, Pavelescu, da. La actualul șef al partidului, Aurelian Pavelescu, un domn care a trecut prin foarte multe partide. În anii 90, când Ionuraciu era amenințat cu linșarea pe la Buzău, când Coposul era scos cu tabu să nu fie linșat, asasinat de mineri, domnul acesta Pavelescu se plimba cu un sociolog al securității, pe nume Ilie Bădescu, îi plimba geanta. Ulterior a făcut parte din niște partidulețe, de asta mai degrabă de stânga, adică nu mai degrabă, chiar erau de stânga, că PD-ul inițial a fost în Internaționala Socialistă, după aia PIN și așa mai departe, nu știu până câte partide a trecut, cred că nu mai știe nici el. Și problema este că acești vechi țărăniști în general au cam plecat. Mai există Liviu Petrina, dacă îl știți. Îl știu. Am luat și un interviu în cadrul proiectului da, nostru. Adică existau niște oameni din vechea gardă de țărăniști, oameni grei, din generația mai tânără, niciunul dintre aceștia nu mai vrea să aibă de-a face cu acest partid. Partid confiscat de domnul Pavelescu. De altfel, miza confiscării acestui partid mie mi-a fost clară de la început, pe lângă interesele politice. Domnul Pavelescu a vândut un sediu, am scris asta. Clemenceau. Da, am dezvoluit, noi am dezvoluit asta, echipa pe care o coordonam, pe care o coordonez, a dezvoluit acest lucru. Sediul acela e sediul din care a fost arestat Corneliu Coposu, era un alt sediu al PNCCD și a fost vândut cu o sumă uriașă, da? Și miza a devenit una financiară și imobiliară, aș zice, acest partid, care există doar pe hârtie. El nu are puterea să intre singur în Parlament și a intrat la ultimele alegeri, au intrat cu câteva locuri acordate de Liviu Dragnea. Deci, practic, acest partid, opozantul da, de viață și de moarte din 90 al fesenismului, al FSN-ului, al lui Iliescu, a ajuns să fie cărat în remorcă de moștenitorul acestui partid, de actualul PSD, cel puțin pe vremea lui Dragnea. Acum, pentru că Dragnea a plecat și a fost dat afară, practic, din partid cu o serie de, să spunem, susținători și și-a fondat un nou partid, APP. Da, un partid, înțeleg, care să vrea suveranist, un partid al patrioților, domnul Pavelescu a luat-o și el pe această pantă, nu? Că vrea să dea în judecată Uniunea Europeană și așa mai departe și s-au regăsit, ca să zic așa, marile spirite, Dragnea și Pavelescu și înțeleg că acum vor să facă nu știu ce alianță. Eu cred că sunt irelevanți, dacă nu vor fi luați pe listă de cineva, ei riscă să nu intre chiar și prin această construcție împreună, să intre în Parlamentul României, pentru că e clar că publicul, să spunem, electoratul PNCCD-ului de altă dată n-ar vota un partid aliat cu partidul lui Dragnea. Electoratul lui Dragnea nu cred că ar vota un partid care ar respecta vechile principii ale PNCCD-ului. Deci e clar că e o defecțiune logică în această alianță și eu nu văd așa un viitor strălucitor acestui partid. De altfel, acest culoar pe care încearcă să se fofileze domnii Pavelescu și Dragnea e deja ocupat de aur, să spunem asta. Aur a preluat multe din tezele acestor, așa zici, suveraniști, nu ultranaționaliști, anti-europeni, anti-americani și așa mai departe. Și e clar că e culoarul ocupat, să zicem așa, dar sigur, se pot fofila și ei pe acolo. Poate să aliază chiar cu aur, domnii Dragnea și Pavelescu. Și atunci chiar că s-ar răsuci în mormânt Corneliu Coposu, Ion Rațiu, Iuliu Maniu, Ion Mihalache, pentru că nu cred că s-au gândit ei vreodată, oameni care au suferit și au fost uciși ca Iuliu Maniu, nu? Închisoarea de la Sighet, au fost uciși de comuniști, nu s-au gândit niciodată că urmașii comuniștilor o să pupe pe bot cu urmașii lor. Deși eu nu consider pe domnul Pavelescu. Da, sunt niște alogeni. Adică urmașul lui Maniu, de pildă. S-a trezit și el acolo, din interese. Din interese, din calcul politic, cert este că a pus mâna pe acest partid și că nu se mai poate face nimic. Adică, în afară de înființarea unui adevărat partid țărănist, nu văd ce s-ar mai putea face, pentru că, de pildă, vă dau eu și oameni care au încercat să se înscrie. Există această politică și în Occident, se numește entrism, această tehnică politică. Entrismul ce înseamnă? Dacă vrem să intrăm într-un sistem bipolar,
sau aproape bipolar, cum e la americani sau la englezi, și vrem să influențăm lucrurile, nu te poți înscrie într-un partid nou, că la nu intră în parlament, nu face pragul. Și atunci intri într-un partid, Partidul Laburist, dacă ești mai de stânga, sau Partidul Conservator, dacă ești mai de dreapta. Și încep să schimbi lucrurile din interior. Și niște oameni din fosta gardă PNCCD au încercat să intre în PNCCD, să prezintă la sediu, să-și plătească cotizația. Să zică, domnule, vreau și eu să fiu adeziune cu tare. Bine, ei fiind foști membri PNCCD de la anii 90 până prin 2000. Și nu i-a primit Pavelescu să-și plătească, nu le-a primit adeziune. Deci Pavelescu primește în partidul lui pe cine vrea el. Ca atare, nu există o șansă, nu s-au fost procese, nu s-a ajuns la nicio concluzie clară. Și având domnul Pavelescu, e practic deținătorul ștampilei, având ștampila și se, domnul Pavelescu face ce vrea cu această sigla, acest brand, inclusiv cu poza lui Poposul în spate, cu poza lui Iuliu Maniu, și din păcate nu există o alternativă. Poate va exista un partid creștin-democrat modern, european, așa cum l-a visat, cum l-au visat Cornelul Popoșu și Orațiu, modern, european, nu pro-atlantist, adică vă închipuiți că Ion Rațiu, care au unul dintre cei mai mari adversari ai Uniunii Sovietice, ai Imperiului Răului, cum l-a numit Reagan, și care au un cel mai mare promotor al democrației anglosaxone, vă închipuiți că l-ar accepta vreodată să fie reprezentat de un partid ca lui Pavelescu, care spune că Marea Britanie și Uniunea Europeană ne vor rău și că americanii ne vor rău, niciodată n-ar accepta asta, să răsucește în mormânt. Din păcate, asta e situația de iure în acest moment și să sperăm că va apărea o alternativă în altă zonă politică, astfel încât foștii alegători ai PNCCD-ului să aibă ce vota. Legat fix de ce spuneați înainte, vreau să vă întreb ce părere aveți de faptul că acest partid pe care l-ați menționat, AUR, s-a folosit de imaginea lui Ion Rațiu, dacă știți scandalul din 2020, cred că la alegerile parlamentare de atunci s-a folosit, și inclusiv Nicolae Rațiu, fiul lui Ion Rațiu, a criticat acest lucru și în cadrul documentarului. Noi vrem să facem această antiteză, da, între euroscepticism, care l-ați prezentat, extremismul aurist, și al altor partide care se văd în modul ăsta, și ideea de toleranță și de egalitate și europeană pe care o reprezenta Ion Rațiu prin calitatea lui de om, nu de politician, de om. Da, eu cred că ideile lui Ion Rațiu, și pot spune asta după ce am citit câteva cărți de Ion Rațiu și, repet, l-am ascultat cu atenție, i-am ascultat discursurile în Parlament care erau, să spunem, făcute cu maestrie, da? Retorică. Ion Rațiu nu era un împiedicat ca mulți alți politicieni de astăzi care nu sunt în stare să lege două fraze fără să uite pe o hârtie. Era un orator desăvârșit, un om foarte cult. Și vă spun că ideile lui Ion Rațiu sunt total incompatibile cu aceste idei ale acestor așa zis suveraniști. Ne întoarcem e cam Caragiale, nu? Apropo de Europa. Ne vrea Europa binele sau nu ne vrea binele? Vrea Occidentul nu să fie vampirul care suge sângele poporului? Asta sunt niște prostii. Și sigur că una e să ne punem întrebări în legătură cu anumite politici care nu ne convin din anumite țări occidentale, că nu toate au aceleași politici. Una e să criticăm o birocrație de la Bruxelles sau vreo regulă de la Bruxelles. Una e să negociem pentru interesul României anumite, să spunem, reguli europene pot fi negociate. Nu? Între țara membru al Uniunii Europene și conducerea Comisiei Europene, să spunem. Adică una e să ne negociem interesul național, să criticăm ce nu credem că merge bine în Europa, să criticăm, nu știu, exagerările politică Corenesului sau mai știu eu ce, și cu totul altceva este să respingem de planul această situație în care noi ne-am cerut în acest club al Uniunii Europene, nu s-au rugat ei de noi, și mai mult decât atât să ne ducem încotro să ne ducem. Adică ideea asta că România poate deveni brusc Elveția, o țară neutră, păi vedem ce a pățit Ucraina, o țară neutră. Nu există neutralitate aici la porțile Orientului. Aici ori ești cu vestul, ori ești cu estul. Deci ori suntem cu Putin și cu băieții aia cu ochii mai oblici așa și ne ducem spre Kazahstan, Kyrgyzstan și ne dorim dictaturile de pe acolo, ori suntem cu vestul. Dacă suntem cu vestul, trebuie să respectăm niște reguli. De asta dacă veniți la mine în casă și eu vă spun trebuie să vă descălțați, vă descălțați. Dacă vă spun nu vă descălțați, intrați așa, nu vă descălțați. Adică există niște reguli în casă la mine care sunt fixate de mine, că eu sunt așa și cu Uniunea Europeană. Noi ne-am dorit să fim acolo, de altfel România
sunt calcule făcute de economiști, pot fi găsite ușor pe net. România trăiește mult mai bine decât trăia acum 30 de ani, marea majoritate a românilor. Sigur, nu trăim cum am vrea să trăim, am vrea cu toții să trăim mai bine. Din păcate, trăim mai prost decât acum 5 ani. Dar trăim mult mai bine decât acum 30 de ani. Și aș zice că, dincolo de asta, România e mult mai dezvoltată decât acum 30 de ani. Am primit numeroase fonduri europene, am dat mult mai puțin decât am primit de la Uniunea Europeană, n-am fost în stare să luăm toate fondurile pe care am fi putut să le luăm. Și asta arată că ăsta este drumul cel bun. Trei la mână, noi nu avem grijile Ucrainei, pentru că avem aici militari americani, ați văzut cum se mută și zilele astea dintr-un oraș într-altul, avem scutere antirachetă, avem avioane britanice, avem francezi care ne apără, adică nu mai suntem ai nimănui. Că dacă era numai pe noi, pe armata română cu cele nu știu câte miguri care cad ca muștele, nu cred că ne puteam noi apăra de un atac așa serios al unei agresori precum Rusia lui Putin. Deci eu cred că oamenii care aruncă aceste idei fac, intenționat sau nu, sunt agenți de influență sau idioți utili, nu mă interesează, fac jocurile Moscovei și ale celor care doresc cu adevărat răul României. Acum că putem critica, sigur, putem critica orice, o corporație, o companie străină care ne place, există și companii românești care ne plac, putem critica orice. Avem dreptul, eu în rația militar pentru asta, să avem cu toții dreptul să ne spunem punctul de vedere, fără să ne luăm o bâtă în cap pentru asta. Dar nu cred că ăsta este scopul domnului Simion și al adepților lui, fiindcă am văzut în ultimele zile că domnul Simion e adeptul pumnului și mi se pare mai degrabă că tehnicile lui politice se aseamănă cu cele ale mișcării legionare de pe vremea capitanului și de pe vremea lui Horia Sima. Adică treaba asta cu pichetatul televiziunilor, cu îmbrăcitul ministrului nu știu care nu ne place, cu listele negre făcute pe Facebook cu jurnaliști, mie mi-aduc aminte de tehnicile legionarilor, nu mi se par cu nimic diferite, doar că s-au schimbat, să spunem, mediile prin care se transmit aceste lucruri, dar să știți că legionarii făceau cam același lucru. Și tare mi-e teamă că în această spirală a violenței vom ajunge la lucruri mai grave dacă organele statului nu își fac treaba cum scrie în lege. Eu cred că asta este un curent periculos pentru România și cred că ar trebui să ne orientăm spre partidele care respectă niște reguli, fie ele de stânga sau de dreapta, de centru și așa mai departe, care respectă niște reguli minimale ale democrației, că nu ne apucăm să luăm la bătaie miniștrii, că nu facem liste negre cu jurnaliști, sau că nu amenințăm jurnaliștii pe Facebook, că nu facem compromat la adresa unor jurnaliști, că tot s-a vorbit despre asta zilele astea. Și, în general, că respectăm, să spunem, instituțiile fundamentale într-o democrație, presa, bună, mai bună sau mai rea, e o instituție fundamentală într-o democrație. Sigur, are și ea părțile rele pe care le criticăm noi înșine din interiorul brezlei. Știți, Camus, care a fost și el un mare jurnalist înainte de a fi un foarte mare scriitor, a scris odată lucrul ăsta care mie îmi place și mă inspiră. Dom'le, zice, presa e mai bună sau mai rea? Zice, în libertate totală. Presa e mai bună sau mai rea? Dar fără libertate, presa nu va fi niciodată decât rea. Pentru că nu există presă bună în condițiile în care nu ești liber să spui ce vrei și să scrii ce vrei. Despre asta e vorba. Am să spun de asemenea un amănunt pe care sunt sigur că și dumneavoastră și foarte multă lume îl știe, și anume faptul că există poze cu Claudiu Târziu și cu alți membri AUR în compania unui așa zis lider al mișcării legionare, Șerban Suru. Cred că știți la ce poze fac referire și vreau să vă întreb, ținând cont de background-ul acestor persoane și de ideile pe care ele de fapt le împărtășesc, cum de l-au ales fix pe Ion Rațiu ca și imagine în campania din 2020? Eu cred că au încercat să folosească, mă uitam pe Facebook, oameni care nu înțeleg, n-au citit niciodată o carte de Petre Tuțea, nu vorbesc despre cărți de interviuri, n-au citit vreodată vreo carte, pentru că Tuțea nu prea a scris, el era mai socratic, așa, dar există câteva cărți cu ideile, n-au citit totalitatea ideilor lui Petre Tuțea și folosesc, Tuțea fiind, mă rog, un gânditor paradoxal, așa ca să spun, câteodată într-o direcție, câteodată într-alta, dar iau așa cât un citat scos din context de pe Facebook, un meme din ăsta cum se răspândesc, crezând că în felul ăsta folosesc un simbol, pentru că Petre Tuțea e și el un simbol. Bun, rău, ne place, nu ne place ce a spus, dar e un simbol. Folosesc un simbol ca să-și
ca să-și valideze o anumită teorie. Așa l-au folosit și pe Ion Rațiu, nu care avea ceva comun cu ideile lui Ion Rațiu. Despre Claudiu Târziu și domnul Lavric, da? Pot să spun atât. Claudiu Târziu a fost jurnalist, domnul Lavric autor de cărți, filozof. Sunt niște oameni culți, adică spre deosebire de Georgică Simion, domnul Târziu și domnul Lavric știu carte, ca să spunem asta. Acum că știu carte, nu e o scuză pentru anumite, să spunem, hai să nu le zic derapaje, exagerări din retorica lor politică. Sigur că domnul Târziu știe exact cine au fost și cu ce s-au mâncat legionarii. Faptul că nu vrea să spună anumite lucruri, că ar cauționa sau nu o anumită moștenire a mișcării legionare, e iarăși dreptul dumnealui, câtă vreme nu încalcă vreo lege care interzice propaganda fascistă, nu? Că și legionarii aveau tot pe acolo, o propagandă fascistă. Dar deși sunt foarte vicleni când vine vorba de declarații politice, nu știu dacă ați observat, adică ei nu spun niciodată fățiși, domnule, trăiască capitanul și legiunea, nimeni nu se predă, mergem înainte. Nu. Ea așa se afișează în niște cercuri. Nu cred că domnul Suru e cel mai bun exemplu, că între timp cred că se înjură unul pe altul. Dar domnul Târziu a fost la niște comemorări, ca și domnul Bjoza, din păcate, cu tot respectul pentru suferința și vârsta dumnealui, de la foștii deținuți politici, au fost la niște comemorări de-astea pe la Tâncăbești. Și pe la Tâncăbești se întâlnesc legionarii. Și acolo, sigur, una e să fii reporter, să duci acolo și să stai de vorbă cu niște, până la urmă, foști legionari, dar care au suferit sub comuniști, să spunem asta. Adică legionarii nu au fost așa luați în brațe toți de comuniști. Au fost torturați, unii din ei uciși. Și sigur că respectăm partea asta de suferință, dar nu înseamnă că ideile lor mai au ce căuta în societatea română democratică atâta cât este asta de astăzi. Iar domnul Târziu și Lavric, intenționat, nu pentru că n-ar ști ce vorbesc, spre deosebire de domnul Georgică Simion, domnile lor intenționat speculează și nu se pronunță tranșant într-o direcție sau alta pentru a cultiva un anumit public și un anumit public. Un anumit public care vine din zona asta de simpatie legionară, care nu e doar pentru oameni în vârstă, ci și pentru oameni mai tineri, ba chiar mai mult pentru oameni mai tineri, care nu știu exact ce s-a întâmplat cu mișcarea legionară și, pe de altă parte, să ia votanți și din partea celor care n-ar vota niciodată o mișcare fățiș legionară. Adică, eu cred că sunt mai degrabă vicleni din punct de vedere politic, nu că ar fi proști sau că n-ar ști carte. Deși știu exact ce fac și ce spun. Da. De asemenea, aș mai vrea să mai discut despre un incident, cred că printre ultimele subiecte care o să le discutăm în seara asta, care a avut loc și despre exil, în primul rând, dar un incident care cred că trebuie menționat. La vizita lui Ceaușescu în Londra, Ion Rațiu a fost pentru o perioadă pus sub arest, că a protestat alături de Uniunea Mondială a Românilor, UMRL, acestei alianțe, să zic, de moment, între Regina Elisabeta și Nicolae Ceaușescu. Știm că au avut un contract pe industrie aeronautică desemnat atunci și că era un interes economic, dar ce părere aveți de faptul că Occidentul, la acel moment, pactiza oarecum cu Ceaușescu, care era văzut ca un capăt de punte, da, spre locul estic, și până la urmă și Ion Rațiu a avut de suferit de pe urma acestei pactizări. Acum, sigur că nu a fost un episod fericit pentru coroana britanică și pentru Occident, până la urmă era o vizită protocolară. Spune că regina Marii Britanii nu are nicio putere executivă reală. Guvernul, politica Marii Britanii e făcută de primul ministru și de guvern, primul ministru e ales. Nu are nicio legătură regina, doar este un rol absolut ceremonial în monarhia britanică de astăzi. Dar sigur că această vizită protocolară și plimbarea Ceaușescilor cu celebra caleașcă regală până Londra i-a sfidat pe românii și din exil, dar și cei din țară, nu, care au aflat ulterior, care știau exact care este, dacă vreți, substanța
comunismului Ceaușist. Dar să spunem totuși că momentul nu este Ceaușismul târziu, în care el deja o luase foarte razna, ci este Ceaușismul timpuriu, în care primul moment când a venit la putere, nu ca și inspirându-se din Hrușov, nu? Ce a făcut? El elibera pe oameni din pușcării. Sigur, fusese eliberat mult sub Dej sau înainte de Ceaușescu, dar a mai eliberat niște oameni, a mai creat niște condiții de liberalizare. A fost atunci o mică fereastră de liberalizare, această liberalizare, cum a fost în multe țări și în Polonia și care a fost urmată de o perioadă mai dură. Dar în acea perioadă de liberalizare era și altă epocă în întreaga lume. S-au întâmplat niște lucruri. Au început să apară niște cărți care până atunci fusese interzise în România. Au început să dispară niște teorii internaționaliste ale școlii românești. Adică nu s-a mai spus sovieticii sunt primii toate. Adică s-au întâmplat niște lucruri de liberalizare. Și de asemenea Occidentul l-a tratat altfel pe Ceaușescu după momentul în care România a fost singura țară din tratatul la Varșovia sau aproape singura care a refuzat să trimită trupe în Ceoslovacia. În urma acestui gest, care e în 67, mulți intelectuali, inclusiv Paul Goma, povestește că s-a înscris, nu? Paul Goma s-a înscris în Partidul Comunist în urma acestui gest al lui Ceaușescu. Adică mulți intelectuali anticomuniști sau care suferiseră au fost convinși că Ceaușescu, domnule, e un comunist, cum se spunea până anii 90, un comunist cu față umană. Adică așa, un fel de Gorbaciov. După care, sigur că Ceaușescu a luat o razna ulterior și s-a dus naibii cu această imagine de comunist cu față umană. Dar ăsta e momentul în care Ceaușescu e primat cu caleașca, Ceaușeasca primea doctor honoris causa de la nu știu ce universități de prin străinătate. Deci ăsta e momentul în care Occidentul îl percepe pe Ceaușescu ca un comunist cu față umană spre deosebire de ceilalți comuniști din Europa de Est și spune: hai să-l aducem de partea noastră, hai să-l cultivăm. Cam asta, cam așa văd eu lucrurile. Și sigur că Ionrațiu, asta era total incompatibil cu Ionrațiu. Vă spuneam mai devreme de Moscova sfidează lumea. Cartea este fabuloasă, le recomand tuturor, dacă pot să o caute, să o găsească, să o citească. Ea e publicată în 90 și ceva în România, dar ea e scrisă în anii 50 și publicată în Anglia prin 80 și ceva. Înainte de, câțiva ani înainte de căderea comunismului Ceaușist. Dom'le, dar cartea e scrisă în 50. Gândiți-vă că în 1950, când Ionrațiu avea 40 și ceva de ani, era la scurtă vreme după război. Era într-o perioadă grea în Uniunea Sovietică. Nu era perioada stalinismului târziu, în care aveau loc lupte pentru putere. În România eram în plin stalinism, era cu Dej la putere, cu pușcările pline de deținuți politici. Și atunci vorbește Ionrațiu undeva despre orbirea Occidentului, despre faptul că Occidentul crede mirajul ăla, că poate avea un dialog, cum crede acum Occidentul, că poate unii din Occident, cum încă mai cred, că poate avea un dialog cu Putin și poate sta domnul Macron cu Putin la telefon și îl va convinge cu argumente raționale și eventual niște trimiteri la sentiment, așa, să renunțe, domnule, la invazia Ucrainei. Adică vă dați seama, această naivitate a Occidentului de a crede că poți aduce pe drumul cel bun un dictator. Cam asta era lucrul despre care vorbeam în rațiunea anii 50. Adică vă dați seama că pentru el vizita lui Ceaușescu și plimbarea cu caleașca regală a fost o insultă, când el știa că în România au loc abuzuri, că oamenii sunt arestați, unii dați afară din servicii, nu li se dă pașaport să plece în străinătate și așa mai departe. Adică știa toate abuzurile, în ciuda acestei aparențe că Ceaușescu e un altfel de comunist, știa toate abuzurile din țară și de asta el aprecia ce-a putut Ionrațiu, pentru că timpul i-a dat lui dreptate, nu reginei și Occidentului. Timpul i-a dat dreptate lui Ionrațiu. Regimul comunist a căzut, a făcut implozie. Ceaușescu a sfârșit așa cum a sfârșit. Nu a rezistat acel sistem pe care ei au încercat să-l cultive, să-l ducă pe calea cea bună. Și n-a rezistat pentru că a făcut implozie. Și sigur, la presiunile lui Reagan, primul care a înțeles din Occident că ăsta e, cum îi spunea el, imperiul răului. Aș mai vrea să vă mai pun o întrebare, știind că ați prins momentul și cred că chiar erați în presă atunci când regele a revenit în țară. Da, prima dată,
prima dată a fost oprit regele să se întoarcă în țară de regimul Ion Iliescu, care avea și această lipsă de bun simț, ca să o numesc așa, de a-i vorbi, el fiind fost secretar de partid, fost propagandist comunist Ion Iliescu, de a spune despre regele Mihai, spunea ex-regele Mihai. Nu-i spunea niciodată cu un titlu de politețe. Știți că și în politică, fără să fii de viță regală, dacă ai fost ambasador, ministru, ți se spune excelența sa, dacă ești președinte, excelența sa cu tărică. Și atunci, în loc să-i spună majestatea sa, regele Mihai, îi spunea tot timpul, ex-regele, ex-regele. Cred că Gabriel Liceanu are un text exact despre asta, despre această insultă a lui ex, despre logica lui ex. Păi dacă îi spunem regelui ex-regele Mihai, nu putem să-i spunem, să întreba Gabriel Liceanu, parcă, să-i spunem și lui Ion Iliescu, ex-secretarul PCR Ion Iliescu. Adică așa cu ex putem să spunem orice. Și sigur că a fost o scenă penibilă în care regele a venit până pe aeroport și a fost întors din țară. A mai venit odată întors de pe autostradă, cred, și a dat voie numai 92. Deci între 90 și 92 n-a avut voie să vină. A venit în 92 de Paști. Când s-a strâns o mulțime, domne, nu exagerez, dar eu cred că era 1.000.000 de oameni. Și eu am văzut în viața mea la nicio demonstrație în România o mulțime ca cea care s-a strâns la venirea regelui de Paște. Gândiți-vă că era un simbol al României. Mulți din cei care au venit, care veneau și cu nepoții de mână, erau cei care au trăit, care s-au născut pe vremea regelui. Și a primit cetățenia română de-abia prin 97, când a venit Convenția Democratică. Dar el între 89 și 97 a venit o singură dată în țară legal, când nu l-a oprit cu miliția, cu poliția, de Paști. În momentul în care a văzut de Paști Ion Iliescu că vin 1.000.000 de oameni să-l aplaude pe rege, în momentul ăla s-a speriat și nu i-a mai dat nici cetățenia, nici nu i-a mai dat voie să vină în țară. Și sigur, ulterior au fost retrocedate și proprietăți, regele a început să viziteze, chiar să stea pe aici destul de mult, a început să viziteze, eu însumi l-am văzut la volan. Eu l-am văzut pe regele Mihai la volan. Avea un Land Rover, nu mai țin minte, o mașină de teren oricum de asta mai englezească așa, și era la volan. Majestatea sa, regina, era în dreapta și el era la volan. Deci regele conducea. Sigur, avea în spate o mașină cu niște bodyguards, cu niște însoțitori. Dar însă că regele conducea mașina prin România. Și era un șofer foarte bun, de altfel și mecanic auto. Regele Mihai se pricepea la lucrurile astea. Și l-am văzut cum oprește să dă jos, vizitează locuri. V-a spus și Troița de la Râmnicu Sărat și alte locuri din țară pe care le-a vizitat. Era un om de o demnitate deosebită și avea ca și Corneliu Compusu. Mi s-a părut că dintre cei de la PNC, Corneliu Compusu avea această aură pe care o avea și regele, un anumit magnetism, adică tu nu trebuia să spună cineva că e regele. Dacă te apropiai de regele Mihai și să uita la tine și ți-a adresat câteva cuvinte, nu trebuia să știi, să-i fi văzut poza niciodată. Știai din start că a fost rege sau că este de viță regală. Pentru că ăsta era regele Mihai. El ca persoană, nu vorbim de titulatură. Că sunt mulți la care nu corespunde, știți, titulatura cu ce el în realitate. Nu, omul ăsta chiar arăta și se purta ca un rege. Și a fost o personalitate, aș zice, tragică, o inspirație pentru unii. Mi-aduc aminte unul dintre cele mai bune discursuri ținute în Parlamentul României, pentru că din anii 90, când existau oameni precum Ion Rațiu, Corneliu Compusu în Parlamentul României, nu prea au mai existat, chiar și cei de stânga țineau discursuri mai bune în anii 90, nu au mai existat o clasă politică în care să existe o dezbatere cu, să spunem, discursuri cu oratori de calitate. Și când a venit regele Mihai și a ținut acel discurs celebru în care spunea că România nu e noastră și e împrumutată de la nu, nepoții urmașii noștri, arăta ce înseamnă să vorbești ca un rege, adică nu ca un politruc. Regele avea asta în el, adică nu trebuia să-i spună nimeni să-i dea vreun transcript, citește de pe foaia sa. Regele era structurat așa și pe mine m-a impresionat din punctul de vedere. Nu cred că mai e posibilă monarhia în acest moment și vă spun două motive. Asta vă spun că a fost monarhist convins, adică eu ca idee aș accepta că monarhia e o soluție pentru România. Nu cred în povestea asta cu domnule, la alegem noi pe președinte și face ce vrem noi. Nu, asta e o poveste, da?
aș accepta o monarhie constituțională, o monarhie parlamentară. Din păcate, sunt două motive pentru care nu cred că se va întâmpla asta. Unul, nu se bucură de o așa mare popularitate această idee. La un moment dat mai crescuse în sondaje că în anii 90 era catastrofal, o majoritate covârșitoare anti-monarhie. Între timp, oamenii au mai fost educați, au văzut niște emisiuni la TVR, l-au văzut pe majestatea sa. Adică au început să mai înțeleagă și să mai citească și să mai accepte, să mai absoarbă informații, să înțeleagă că erau manipulați în anii 90, dar încă nu e o majoritate, deci tot o minoritate de români care ar vrea asta. Eu admir pe cei care luptă pentru asta, există niște ligi ale monarhiștilor din România și eu îi citesc, țin legătura. Al doilea motiv însă nu e că doar nu se bucură de popularitatea această idee în acest moment, ci și faptul că există probleme în familia regală. Există sigur un succesor desemnat care este principesa Margareta, majestatea sa Margareta, dar există și un alt succesor, cel vrut de o anumită parte a monarhiștilor, cel vrut pe care, mă rog, regele l-a dezmoștenit în urma unei greșeli de viață personală, principele Nicolae. Și există acest conflict. În aceste condiții e greu să împaci cele două tabere, care am văzut și zilele trecute, sunt practic incompatibile. Nu vorbesc una cu alta, n-au un dialog. Și nu văd în acest moment un arbitru care să împace una cu alta. De altfel, principesa, majestatea sa Margareta, alteța sa, nu are urmași. Da? Este căsătorită, dar nu are copii. Și atunci, evident că orice rege, dacă ar deveni, să spunem, mâine sau regină, se gândește cine e urmaș, cine e linia de succesiune. Și cam aici ne-am oprit cu discuția despre monarhie, dar eu aș fi unul din cei, dacă s-ar face un referendum în România, indiferent cu șanse, fără șanse, eu aș fi unul din cei care aș vota pentru monarhie constituțională, fiindcă eu cred în continuare că, în ciuda perioadelor tulburi, monarhia constituțională a adus mai bun bine decât rău României și cred într-o astfel de soluție, care există un, dacă vreți, garant, da, simbolic, deasupra clasei politice, care nu e membru de partid, care nu are nimic de împărțit, nu are polițe de plătit, care nu are datorii de plătit în clasa politică, care nu are partipriuri de stânga sau de dreapta, că un rege nu e nici socialist, nici conservator, e rege și atât. Și care are, sigur, un rol simbolic de reprezentare și care nu trage sforile în politică. Sigur, trebuie să treacă pe alea la numirea unui prim-ministru, dar în acel moment devine prim-ministru ales de popor. Și atunci nu văd de ce n-am venit la această soluție, care mie mi se pare una mai așezată, mai democratică și care scoate din ecuație această problemă pe care ne-o punem de fiecare dată. Ce fel de om e președintele? Pentru că un președinte îmbracă o haină, Iliescu, altul Emil Constantinescu, altă haină, Traian Băsescu, altă haină de președinte, Klaus Iohannis, altă haină de președinte, viitorul președinte al României va îmbrăca altă haină. Și de fiecare dată va veni aceeași discuție, că nu-și respectă atribuțiile, că își bagă nasul în politică, etc. Așa cum rege, cred că am scăpat de această discuție și am avea și un fel de, să spunem, un garant așa care ne veghează de undeva. Fiindcă asta au fost regii mari, adică Carol I, asta a fost un garant, nu un om implicat neapărat să dicteze el ce trebuie să facă un ministru sau altul. Un minut, dacă puteți să ne spuneți, pe scurt, dacă credeți că Ion Rațiu a avut un rol în, nu reabilitare, că nu-mi place să spune cuvântul ăsta reabilitare, că nu a fost distrus și pe urmă reabilitat, dar în normalizarea ideii acestea că regele este și a fost un personaj istoric care trebuie respectat. Pe scurt, dacă puteți să ne spuneți. Da, eu cred că, de altfel, și în poziția lui Ion Rațiu a existat această discuție. În 90, atunci când era candidat, exista această discuție, pentru că mulți țărăniști erau monarhiști. Și Ion Rațiu a fost conștient că candidează la un post al unei republici pe care exista intenția unor lideri PNCD să o pună în discuție la un moment dat. Și anume să facă un referendum. Din păcate, după aceea, Ion Rațiu n-a mai fost candidat la prezidenție. A fost Emil Constantinescu care a pierdut în 1992, dar a câștigat în 1996. Și țin minte chiar că în anul ăla electoral, dinainte de 1996, după moartea lui Corneliu Compusu, Emil Constantinescu, întrebat fiind la un meeting electoral, cred că la Cluj, dar nu mai țin minte, a spus că va, nu, în Statele Unite, cred că a spus în comunității de români că da,
va discuta referendum pentru revenirea monarhiei, după care a venit în România și întrebat, a spus, a negat chiar și în campanie electorală, a spus nu, nici vorbă, nu voi pune, eu candidez la președinție, nu pun în discuție referendum pentru întoarcerea la monarhie. Și cred că atunci Orațiu a avut un pic altă părere. Cred că Orațiu a regretat acel moment. Nu s-a întâmplat, aia a fost singura fereastră de oportunitate între 96 și 2000. Dacă era lumea mai matură și se făcea un referendum, poate ajungeam la revenirea monarhiei. Dar Orațiu, în mod cert, era monarhist, avea un respect deosebit pentru regele Mihai și a fost un om care a respectat această instituție. Fiindcă eu cred că regele Casa Regală sunt o instituție, chiar dacă nu mai au regat, ca să zicem așa, pentru că sunt o instituție dovadă și ce face de apreciat Margareta în legătură cu cauze sociale și așa mai departe. Adică e clar că e o instituție în sine, nu e doar așa o persoană care vine, pleacă, cum e un politician, e ales sau nu e ales. Dar eu, Orațiu, da, a făcut multe, cred, pentru să spunem, pentru ca oamenii să fie, să nu se lase manipulați de propaganda asta postcomunistă că regele nu știu ce a făcut. Vă mulțumesc din suflet că ne-ați acordat acest interviu care va face parte din documentarul Ion Rațiu Nou și că, uitați, ați făcut un efort extraordinar să rămâneți noi atâta timp. Cu mare plăcere, sper să rămână. Mulțumesc din suflet.